La înălțime, la figurat și uneori și la propriu, vorbim despre Mihai Irimia, un tânăr care a gătit la 10 de metri în aer pentru gurmanzi putre de bogați din Belgia, dar și în alte restaurante de top din lume. Toate sunt la superlativ, ce să mai, la fel cum o să fie și emisiunea din această seară. Concurentul ne pune pe masă, înainte de toate, și o poveste de viață din care am avea ceva de învățat. Bună, sunt Mihai, am 31 de ani, am venit special din Belgia la Top Chef. Și sper să nu fiu dezamăgit de mine. Mihai lucrează la o firmă de catering și iubește clar ceea ce face. Altfel nu ne explicăm cum a reușit tânărul să gătească la peste 40 de metri înălțime pentru belgienii extrem de bogați. Iar povestea românului e mai interesantă de atât și emoționantă. Am ajuns să practic această meserie, nu dintr-o întâmplare, ci ca urmare a dorinței de a păși pe urmele bunicului meu, care a fost bucătar. Acum 10 ani am plecat din București pentru a-mi realiza visul. A plecat în Belgia în urmă cu 10 ani și a luat totul de la zero cu 6 euro în buzunar. După ce am terminat școala de bucătari, am dat de gustul meseriei. Și al succesului. Mihai este acum unul dintre cei mai apreciați bucătari de acolo și a lucrat la cele mai bune restaurante din Belgia. Printre ele, un local vechi de un secol, cotat 27 de ani la rând cu 3 stele. Oamenii casei regale și personalități marcante din toate domeniile au gustat din preparatele lui. Cât de bine se va descurca în concurs, rămâne de văzut în această seară de la 20:30, în cea mai savuroasă competiție, Top Chef.